Acum vor sări pentru startul meciului cu numărul 2 din finala mică, cei doi pivoți. Gazdele au câștig de cauză, Clujul așadar cu prima posesie. O minge care ajunge în post-up la capitanul Mihai Silvășan. O acțiune bună în apropierea inelului și a făcut loc cu corpul de lângă Ivanovici și a pus mingea în coș. Este așadar 2-0 pentru Gazde. Peciucas pentru Brown. Primește Goran Martinic. Milian Medveg are ingrata sarcină de a-l apăra. Recuperează Mladenovic ofensiv și este primul coș și în contul oaspeților. Hargrove acum lasă la Medveș, din nou încearcă să ceară mingea pe poziție de pivot Silvășan, s-a apărat însă bine acum la intercepție Ivanovici. Din nou Hargrove. Silvășan iese în afara semicercului, a călcat, cred, linia, oricum este o aruncare ratată, luptă la recuperare câștigată de Darren Brown. Mureșul pleacă pe contraatac, 3 contra 2, excelență, descurcă pe 2 pași Martinici. Și iată-l extrem de nervos încă din debutul acestei partide pe Srećko Sekulović. Mureșenii hotărâți să încheie lupta pentru medaliile de bronz astăzi la Cluj. Să vedem însă replica gazdelor. Este o recuperare ofensivă a lui Lalović. Fault era de arbitri. Ivanovic, cel care a comis greșeală personală. Ivanovic cu un meci bun în debutul seriei, 20 de puncte, 7 recuperări. Lalović reușește prima liberă. Vine și a doua, avem din nou egalitate la sala Horia Demian. O sală cu o capacitate de 2525 de locuri, destule locuri goale însă în această seară, în această încercare a echipei locale de a rămâne în cursa pentru locul al treilea. Un prim fault fluierat împotriva lui Branko Ciuic. Și parcă s-au mai înviorat și fanii clujeni. Aruncă însă Brown și marchează. Este 6-4 pentru Târgu Mureș. Iată-l pe Medveș pentru Hargrove. Pătrundere pe tușă. Hargrove greu de oprit acolo. Vine Brown, excelent la recuperare și accelerează. Contraatac în superioritate numerică. Ivanovic de 3 puncte. Cred că e coș de 3. Da, într-adevăr. Și 9-4 scorul în acest moment pentru BC Mureș. Medveș îl caută din nou pe Silvășan în post-up. Primește capitanul gazdelor același duel fizic cu Ivanovic. Se vede aici plusul de înălțime al sârbului. 2,06 m Silvășan, 2,01 m a reușit capacul, pivotul oaspeților. Îl revedem pe această reluare și cu coșul de la distanță, reușit pe tranziția ofensivă. Ciuic a scăpat de Peciucas foarte ușor, nu i-a ieșit însă finalizarea. Rămas complet liber pe contraatac, Peciucas îndeplinește o simplă formalitate. Este 11-4 pentru BC Mureș. Revedem finalizarea lui Peciucas și acum clujeni în pozițional. Este fault fluierat acolo, Mladenovic. Va repune de sub panou Medveș, este Silvășan, Lalović, blocat acolo, tot clujenii repun însă. Ce bine au strâns la această fază Brown și Ivanovic în căciulă. Hargrove.
ceva probleme în a controla driblingul, nevoit să întoarcă la Silvășan, care nu și-a reglat încă tirul de la distanță. Recuperare pentru Peciucas, care este faultat apoi de Hargrove. A doua greșeală personală pentru americanul de 1,95 m. Ivanović îi lasă lui Marković. Supanov primește și marchează de sus Mladenović. Fără replică, clujeni în continuare. Început impecabil de partidă pentru finalista sezonului precedent. Am văzut și galeria Mureșului, destul de mulți suporteri veniți alături de favoriți aici la Cluj. Lalović a încercat și el din spatele semicercului, bine poziționat la recuperarea Ivanović, care arată o mare poftă de joc pe debutul acestei partide. Martinić îi pasează acum lui Ivanović, închis bine de data aceasta de Silvășan, din nou Martinić. 9 secunde de atac, fundașul muntenegrean așteaptă un blocaj, se duce acum pe pătrundere pe centru, încearcă acest floater, la recuperare este foarte bine Sasha Mladenović. Anesteziată în continuare apărarea Clujului, nevoit să ceară primul timp de odihnă al serii, Dorin Bobo Pintea. Da, era cazul să întrerupă Pintea acest meci, un meci care curge surprinzător de clar în favoarea oaspeților. Oaspeți care și-au dovedit valoarea pe parcursul sezonului, au arătat de ce sunt în stare și în primul meci, dar la Cluj, într-o sală unde se câștigă atât de greu, era dificil de presupus că vom vedea un astfel de start de partid. Te menționa, Ștefan, că echipa din Cluj nu a mai învins BC Mureș în Liga Națională în ultimii 2 ani. Toate întâlnirile directe adjudecate de trupa lui Srećko Sekulović. Să mai spunem și că Dorin Bobo Pintea, după primul joc, acuza starea de oboseală apărută în jocul echipei sale. El spunea că în toate acțiunile noastre am fost defazați, nu ne-am putut concentra, nu am putut fi în meci. Vedem acest lucru și în a doua partidă, deocamdată. Bobo Pintea i-a asigurat însă pe suporteri că a vorbit cu elevii lui pentru a se impune în această partidă decisivă pentru medaliile de bronz. Da, clujenii vor să ducă meciul în decisiv, au reușit să facă asta în primele două serii de play-off și contra Sibiului și contra echipei ploieștene. Pare însă mai dificil astăzi. Cu Sibiul au revenit chiar de la 0-2. Da. Sekulović cere calmele vilor săi, trebuie să profite cât mai mult de acest debut excepțional de pe meci. Medveș se apără la micuțul Martinić, aruncă Ivanović de 3 și este încă o reușită. Ce joc face BC Mureș? Ivanović cu a doua reușită din spatele semicercului, are și 3 recuperări, pivotul de 2,06 m. Lalović acum, apărat de Peciucas, îi pasează lui Ciuici. Se schimbă și acum oamenii, Ciuici rămâne cu Mladenović, întoarce totuși la Silvășan. Silvășan presat de Ivanović, aruncă de la mare distanță, aproape să înscrie un coș spectaculos capitanul Clujului, rămâne însă 4-18. Doar 4 puncte marcate în primele 6 minute de o echipă care a entuziasmat în semifinala contra Ploieștiului chiar prin ofensivă. Și este din nou coș de 3 puncte. Goran Martinić. Șah mat Clujul în fața unui BC Mureș care joacă aproape perfect. 3 din 3 de afară pentru trupa lui Srećko Sekulović. Hargrove n-a ieșit până acum la rampă, iată-l marcând primul său coș. Clujul a aruncat de 4 ori de la distanță, fără să înscrie însă.
Ivan Kuburovici intră la Umo Bitelcu, a fost cel mai bun jucător al Clujului în primul meci. 15 puncte și 8 recuperări. Iată-l acum venind de pe bancă. Se așează într-o apărare în zona acum băieții lui Bobo Pintea. Repune pe Ciucas. În căciulă este Ivanovici, care comite însă pași. A vrut să plece repede spre inel. A uitat să și dribleze. Suporterii încearcă să își trezească la viață favoriții. Să vedem cât va contra intrarea lui Kuburovici. Deocamdată mingea este la Silvășan, din nou bine închis de apărarea Mureșului. În spațiul de 3 secunde este faultat Lalovici. Cam antisportiv, să știi, uite-te la ținere. Persistă. Da. Este fault antisportiv în mod normal și așa s-a și dictat. Decizie corectă. Lalovici are două aruncări libere și Clujul va avea și mingea. O fază care poate suna revenirea pentru gazde după startul excelent al Mureșului. Iată-l pe Branko Cuic vorbind cu Lalovici, cel care a fost înlocuit în acest moment în echipa gazdă de pivotul Baciu, titular în foarte multe meciuri în această parte a doua a sezonului. Baciu pentru Cluj, contraatac acum pe Ciucas și încă două puncte. Entuziasmați și cei din conducerea echipei oaspete. Din nou apărare foarte bună și o simplă formalitate pe fast break. Iată-l acum pe Martinici, care face intercepția sub inel. A venit foarte bine din spatele lui Silvășan, care nu l-a fixat acolo. Dallin Brown cu prima reușită în această seară. A dat și trei pase decisive până acum, extrema de 1,98 m. Să-l vedem pe Hargrove. Bine de la distanță de data aceasta. Primul coș de trei al Clujului, acum când ne apropiem de finalul primului sfert. Perfect executat stop shoot-ul. Hargrove i-a nebunit pe ploieșteni și pe jucători și pe fani cu evoluția în semifinală. Iată-l însă pe Brown răspunzând tot cu un coș de la distanță. Cinci din cinci de afară pentru băieții lui Streșco Seculovic. Și o diferență de 17 puncte în acest moment. Ciucas comite a doua greșeală personală și este schimbat de Streșco Seculovici. Da, a intrat Jelenić, basketbalist cu mână și cu tupeu. A intrat și Jucan la Târgu Mureș. Oaspeți în pozițional cu Martinici. Blocaj sus, Mladenović iese, nevoit să paseze afară. Iată-l pe Mladenović, se duce în forță pe lângă Baciu. Și-a protejat foarte bine, iată aici, semicârligul pe mâna dreaptă. Șase puncte, patru recuperări pentru Mladenović până acum. A fost în double-double la primul joc, 12 puncte, 10 recuperări. Sure.
Iată-l pe Baciu ieșind mult afară. Silvășan pentru Medvedev. Iese bine din blocaj. Baciu ratează însă aruncarea și ține mingea în joc Martinić. Efort făcut de conducătorul de joc de la BC Mureș. Un efort pe care îl faci ușor atunci când echipa ta defilează efectiv pe teren. Din nou Martinić. 6 secunde de atac, o trecere printre doi, aruncă stop shoot-ul în ultima secundă. Brown și Sorin Drugău vede repunere pentru Mobitelco. 17 secunde rămase din acest sfert 1, un sfert pe care clujenii îl vor încheia cât mai repede. Un sfert în care aproape că nu au avut replică la evoluția splendidă a Târgu Mureșenilor. Iese acum combinația și pentru U. În mod normal, la cum s-a desfășurat primul sfert, ar fi trebuit să intre Tudor și această aruncare de la centru. N-a fost coș. Se încheie aici primele 10 minute de timp efectiv de joc. Diferență mare pe tabelă. Să vedem cum se vor desfășura lucrurile în sfertul al doilea. Dacă gazdele nu găsesc antidotul, s-ar putea să asistăm la o repriză a doua de vacanță. Dar Clujul a arătat de atâtea ori că, sau jucătorii Clujului au arătat de atâtea ori că nu le lipsește spiritul de învingători, de luptători. Se joacă totuși, nu-i așa, pentru o medalie. Tentativa lui Lalovici de la finalul sfertului a stricat procentajul perfect de la distanță al Mureșului, 80%, oricum un procentaj al lui Ivan Jelenić. Trebuie să rectific acea tentativă a lui Jelenić. 80%, oricum un procentaj extraordinar, cu 4 din 5. De asemenea, la aruncările de 2 puncte au 8 din 11 băieții lui Seculovici. Și un alt amănunt interesant, doar 3 mingi prinse la panou de Cluj, iar Mureșul are 11 recuperări, o dominare autoritară. Este oarecum normal, Tudor, pentru că clujenii în apărare au luat toate mingile din coș, n-au prea avut ce să prindă din cauza faptului că adversarii au cam marcat fază de fază. 29 de puncte marcate într-un sfert sunt foarte, foarte multe. Fault comis acum pe pătrunderea lui Martinić. Este prima greșeală personală a lui Milian Medveci. Și iată-l pe Martinić, ratând de sub panou. Hargrove la recuperare. Kuburović ezită să-i paseze lui Hargrove. Și sunt primele reacții de nemulțumire pe care le auzim din tribune. Silva greșește și el pasa și îi reproșează lui Baciu că nu s-a uitat la el. Silvășan doar 2 puncte în primul sfert. Hargrove a reușit 5 pentru Cluj, în timp ce de partea cealaltă principalii realizatori de până acum ai Mureșului sunt Brown și Mladenovic cu câte 7 puncte. Iată-l pe Jelenić, care îi pasează aici lui Sasha Mladenovic, închis de Silvășan. În momentul în care a încercat să execute pirueta, a comis oricum pași. Da, batere de pași la Mladenovic. Este decizia arbitrilor. Mi s-a părut foarte evidentă, dar oricum era mingea Clujului, îl închiseseră impecabil. A intrat și la Clujeni și Sparks în locul lui Silvășan. Hargrove cu Jelenić lângă el. Hargrove pentru Baciu, aruncă Baciu de la semidistanță și marchează. O reușită frumoasă a înaltului pivot al Clujului și al Naționalei României. Da, este bine în partida acum Baciu după acea ratare din momentul în care a fost trimis pe teren. Martinić cu blocajul lui Mladenovic. Medveg atent în fața fundașului muntenegrean, care forțează aruncarea de la distanță și înscrie. Absolut talent absolut
La Martinic, cred că l-ar fi certat Jucan, care a fost liber pe linia de 3 puncte. Martinic a preferat să arunce el de la 8 metri cu om la capac decât să-i paseze lui, lui Jucan. Impecabilă aruncarea. Da, are o mână cu adevărat specială Goran Martinic și a demonstrat-o și pe vremea când evolua la București pentru CSM. Kuburović încearcă și el să marcheze de la distanță, ratează și este fault ofensiv la încercarea de recuperare a lui Sparks. Sparks a avut 10 recuperări în primul meci. Aici vedem reluarea cu momentul în care l-a împins în aer pe Jucan, care a blocat foarte bine defensiv. Este Brown care a jucat foarte, foarte bine până acum. În locul său revine Ivanović. Brown are 7 puncte, 3 pase decisive și o recuperare. Ivan Ivanović cu numărul 10 din nou pe teren la Târgu Mureșeni și Peciuca s-a revenit pe parchet. Martinic aruncă de 3 și marchează din nou Goran Martinic, primul jucător care trece de 9 puncte marcate, a ajuns la 11. A fost a 6-a reușită de la distanță a Mureșului, care se distanțează 35-15. Abatere de picior a fluierat acum și repun clujenii. Au fost 14 secunde de atac. Baciu are ceva probleme. A găsit suficient de repede o soluție. Publicul i-a cerut pivotului de 2-10 să arunce de afară, însă este clar că nu stă foarte bine la acest capitol. Baciu mai trage din când în când, dar nu e arma lui principală. Și când adversarii au 20 de puncte, poate că nu-ți vine atât de ușor să mai strici și tu o minge. Ivanović deja am văzut, nu-l mai apăra la semicercului. Pași la Kuburović pe acea piruietă. Ivan Kuburović reclamă că a fost faultat. Greu însă să vorbești de arbitraj la minus 20. Nici aici nu mi s-a părut atât de evident că a comis pași, așa cum nici la celălalt panou pe acțiunea lui Mladenović n-am avut impresia că a fost decizia cea mai inspirată. Nu i-a ieșit semicârligul lui Ivanović. Jucan comite la recuperare prima sa greșeală personală. Iată reluarea. L-a tras de braț pe pivotul gazdelor, pe Cătălin Baciu. Ciuici aduce din nou Clujul în ofensivă. Pasează lui Hargrove pe partea dreaptă. Blocaj între cei doi pivoți. Primește Baciu. Încearcă să iasă la intercepție Ivanović și faultează. Este a treia greșeală personală pentru Ivanović. Da. Și probabil va fi înlocuit Ivan Ivanović cât de curând. Nu e a doua, nu e a treia. A fost o problemă cu tabela pe care a apărut a treia greșeală personală la Ivan Ivanović. Fiind doar a doua, nu se grăbește Sekulović să-l înlocuiască. Antrenorul de 52 de ani, evident, extrem de mulțumit de ceea ce vede pe tabelă, o diferență de 20 de puncte în favoarea echipei sale. Hargrove acum se duce pe mâna stângă. Superbă această fază. Extraordinară finalizarea lui George Sparks. N-a fost cea mai ușoară pasă primită. Iată, a trebuit să ducă puțin mingea sus pentru acest alley-oop. Da, n-a venit pasa deasupra inelului cum era normal. Nici nu prea avea cum să o arunce atât de sus Hargrove. A strecurat o minge printre doi adversari. În fine, Sparks a făcut partea grea la faza de mai devreme și acum Kuburović se lansează spre coș și marchează. Îi place să joace în viteză lui Ivan Kuburović, adoră astfel de acțiuni.
în care scapă spre panoul advers, chiar dacă are un adversar sau doi în față. Și este momentul în care cere timeout antrenorul lui BC Mureș. Noi revedem acțiunea lui Ivan Kuburovici. Da, oamenii nu mai sunt la fel de crispați ca în timpul seriei cu Ploieștiul. Atunci, chiar dacă nu se juca pentru o medalie care s-ar fi acordat la finalul meciului, vorbeam totuși de calificarea în finală, un obiectiv pe care Clujul îl are practic an de an de ceva vreme. Iată-i pe basketbaliștii lui Pintea, rămânând în pressing. Acum mai sunt 5 minute și 40 de secunde până la pauză. Jelenic, apărat de George Sparks, s-au schimbat oamenii pe blocaj, americanul a faultat. Mai lent în fața adversarului său, care l-a depășit ușor. Sparks cu a doua greșeală personală. Repune același Jelenic până la Ivanovic. Martinic acum cu blocajul lui Jucan. Păstrează mingea fundașul muntenegrean, acum față în față cu Hargrove. Încă un blocaj. A călcat aici linia Ivanovic. Minge ratată, bine la recuperare cu Burovic. A încercat George Sparks o pasă spectaculoasă. De aici vedem că nu este totuși tensiunea unui meci pentru locul 1. Și iată-l pe Martinic punând mingea în coș, de parcă ar fi fost la câțiva centimetri de inel și nu la 7 metri. Ce mână are Goran Martinic! Și ce fentă frumoasă cu care l-a ridicat pe George Sparks. La celălalt panou se bate la recuperare Baciu, care pune mingea prea tare în panou într-o primă fază. În cele din urmă sunt două puncte în contul pivotului de 2-10. Da, Baciu a profitat de talie și de forța pe care o are și chiar dacă a avut ceva probleme finalizarea până la urmă și a trecut două puncte în cont. Din nou Martinic. Pași se fluieră extrem de repede. Pași Goran Martinic este forțat de alegerea celui pe care îl vedeți acum în prim plan, de alegerea lui Sekulović, să joace mult astăzi. Navicgas, conducătorul de joc de rezervă, nu este în lot. Ratează Baciu, de data aceasta Mladenović reușește recuperarea și este finalizarea lui Peciucas. Cu ceva șansă a intrat această minge în coș. Bine văzut lituanianul de Martinic, care a dat a treia pasă decisivă. Muntenegranul are 14 puncte marcate, este cel mai bun realizator de pe teren. Baciu acum conduce la acest capitol în echipa Clujului, cu cele 6 puncte cu care a contribuit de pe banca de rezerve. Iată și pe puștii lui Umobi Telco, puși care au jucat în partida tur, ratează Baciu. Și este faultul lui Jelenic asupra lui Hargrove. Foarte bine își luase locul în spațiul de 3 secunde la urmărire Hargrove. A revenit Denham Brown pe parchet în timp ce Darius Hargrove aruncă pentru două puncte. Ambele libere sunt transformate. 40-23 este scorul, un sfert 2 mult mai echilibrat, așa cum sincer mă așteptam să fie întreaga partidă. Ivanovic aruncă și marchează de 3 aici. A fost o eroare în apărarea Clujului.
Liber Ivan Ivanovici. La fel de liber este și Branko Ciuic, ratează însă Ciuia șansă de contraatac pentru BC Mureș. Martinici pleacă bine, îi pasează lui Mladenovici, cârlig de dreapta și este minge furată de Martinici de la Baciu, incredibil. 1,80 m are Goran Martinici, în timp ce Cătălin Baciu 2,14 m. Da, este clar că după ce n-a putut evolua la capacitate maximă în potriva lui CSM Digi Oradea, Goran Martinici simte acum plăcerea jocului. Am văzut din nou acel duel între David și Goliat, iar a câștigat David. A fost fault comis de Cătălin Baciu. 14 puncte, 4 pase decisive pentru Martinici. Ivanovici cu 3 reușite din 3 de afară, are 9 puncte. A prins și 4 mingi pivotul de 2,06 m. De partea cealaltă, vă spuneam, Baciu 6 puncte, dar Hargrove i-a luat între timp fața în clasamentul celor mai buni marcatori ai Clujului cu 7 puncte. Deja a înscris mai mult decât la Târgu Mureș Hargrove, dacă nu greșesc, 5 puncte marcase extrema lui lui U. Nu greșesc, da. Avem și confirmarea acum. Se aude galeria lui BC Mureș destul de clar în sala sporturilor Horia Demian din Cluj. Să vedem dacă promisiunile autorităților locale au acoperire și îi vom vedea pe clujeni în tribunele noii săli în sezonul viitor. S-a ferat fault antisportiv, acea ținere a lui Cătălin Baciu, considerată fault antisportiv de arbitri, de aceea târgureșenii au și posesia după ce Martinici a marcat ambele aruncări. Iată-l pe Brown, la 3 puncte, din nou liber, ratează Jelenić, scoate undeva în lateral o minge la care nu ajunge Goran Martinici. Clujul revine în ofensivă, condusă de Darius Hargrove. Americanul schimbă direcția în fața lui Jelenić, scoate la Ciuic. Sparks încearcă pe centru, bine închis de Mladenovic. Mingea atinsă aici de Goran Martinici, cred va fi în continuare posesia gazdelor. Da, s-a apărat bine Martinici, îl depășise Ciuic, tăiase bine spre coș, dar Martinici a întins o mână în ultimul moment. Hargrove acum la 3 puncte, Jelenić ajunge târziu, aruncarea este scurtă, Martinici cu o trecere spectaculoasă, Ciuic îi fură mingea, Medveș de 3 puncte! Milian Medveș! Fază foarte spectaculoasă! Ce intercepție face Ciuic! Da, și publicul clujean apreciază această determinare. Atmosfera se mai însuflețește în tribunele sălii Horia Demian. La celălalt panou obține faultul Slașa Mladenovic și iată-l pe Martinici, care discută puțin pe margine cu antrenorul său. În momentul în care Clujul pare să sune din nou o revenire. ...16-13 în favoarea lui BC Mureș. Scorul în acest sfert al doilea. În primul, oaspeții s-au impus 29-13. Primește Silvășan, revenit pe parchet, și acum Hargrove.
Sparks de 3 puncte, scutură plasa George Sparks. A treia reușită de afară pentru Cluj din 12 încercări. Martinici. Superb și de la semidistanță acest stop shoot. Finalizare cu panoul este clar în o formă de zile mari muntenegreanul astăzi. Se apropie de 20 de puncte marcate acum când a mai rămas mai puțin de un minut din prima repriză. Meciul 2 al finalei mici din Liga Națională. Primul fault comis în această seară de Brown. Pătrunderea lui Medvedev a închis târziu. Vor fi două libere pentru conducătorul de joc. Fără probleme, iată-i și pe unii dintre viitorii basketbaliști, poate, ai Clujului. Oricum, Clujul are un centru foarte bun de juniori. Și la Târgu Mureș se gândește în perspectivă în legătură cu juniorii. Și Hargrove a gândit în perspectivă aici. Da, cam într-o perspectivă foarte îndepărtată. Sparks trebuie să se mai antreneze vreo 3 ani să ajungă la așa o minge atât de sus. Și oricum Sparks are de tent, a câștigat concursul de slam dunk la ultimul All-Star Game. A fost intervenția lui Medvedev, 11 secunde din această primă repriză. Mladenovic găsit liber de Martinici, care tocmai a dat a cincea pasă decisivă. Iar Hargrove nu reușește să încheie prima repriză cu un coș în ultima secundă. 50 la 30, diferență de 20 de puncte în favoarea oaspeților. Să vedem cum se vor desfășura lucrurile în partea a doua a meciului, o parte a doua pe care vă invităm să o urmăriți la Digisport 2. S-au grăbit și arbitrii să termine mai devreme această finală mică. Finală care se va încheia la capătul acestui joc, dacă BC Mureș, Târgu Mureș continuă să evolueze la acest nivel și Clujul nu va găsi soluții să contracareze evoluția excelentă a trupei lui Streșco Seculovic. Deocamdată am bifat primul coș al reprizei secunde venit de la Dylan Brown. Lalovic pentru Josh Sparks, aruncare de la distanță marcată de Sparks. Doua reușită din afara spațiului de 3 puncte, jucătorul American. BC Mureș a început a doua repriză din meciul 2 al finalei mici în teren cu Martinici, Mladenovic, Ivanovic, Jelenic și Denham Brown. De partea cealaltă Medvedev cu Burović, Sparks, Lalovic și Hargrove. Încă un coș superb marcat de Goran Martinici. Simte mingea, e în formă mare jucătorului BC Mureș. A ajuns la 20 de puncte marcate, are și 5 pase decisive și 5 recuperări. Nu este exclus să-l vedem pe Goran Martinici în reușind o triple-double la capătul acestui meci, în care va juca mult, pentru că Navicica nu este nici măcar pe bancă. Cei 6 străini aleși de Seculovic pentru meciul de astăzi, Martinici, Mladenovic, Pecuciucas, Ivanovic, Jelenic și Brown, marchează din nou Josh Sparks. Parcă vrea să-și convingă șefii să-l păstreze și pentru sezonul viitor.
totuși Sparks a aflat la prima aventură în Europa. 9 puncte are americanul, este cel mai bun marcator al Clujului, l-a depășit pe Hargrove. Iată aici o minge prinsă între Inel și Panou la aruncarea lui Denham Brown. Repune Mureșul de sub panoul advers prin același Brown. Martinici ia tușa de lângă Hargrove, încearcă o aruncare complicată. Prinde foarte bine între doi adversari Kuburovici și este faultul lui Brown, cred. Da, da. A treia greșeală personală pentru americanul de 32 de ani. Nu, e a doua și la el. Peciucas are 3 greșeli din tabăra oaspeților. George Sparks de la Clujeni. Iată-l pe Sparks acum la minge, scoțând pentru Hargrove, aruncarea lui Hargrove de 3 puncte. Ce mână are și americanul. Dominată însă clar la acest capitol Clujul până acum, abia a patra reușită de la distanță pentru elevii lui Bobo Pintea. Au 8 oaspeții, 8 din 12, un procentaj de 67% pentru băieții lui Sreșco Seculovici. O pasă ratată de Mladenović le aduce în composesie gazdelă. Milian Medveg pentru Sparks. Reușește să finalizeze 1-1, nu reușește nici Hargrove să găsească ținta, dar pentru că a fost faultat. Iată reluarea. Clar atins pe braț în momentul aruncării de Ivan Jelenici, care a comis a doua greșeală personală. Jelenici deocamdată nu a punctat la niciun capitol astăzi. La niciun capitol important, pentru că tocmai a punctat la greșeli personale. Una da, una nu pentru Darius Hargrove. Și acum din nou clujenii în defensivă. Ivanović ratează, Lalović bun acolo la voleibalare, contraatac cu Hargrove întorcând la Kuburović. Sparks din nou de 3 puncte, este coșul lui Josh Sparks. Ce revenire reușesc clujenii. Este coș de 2 în contul lui Sparks, a călcat linia 54-41 scorul în acest moment, în continuare în favoarea oaspeților. Cu un scor parțial de 12-4 în acest sfert al treilea pentru clujeni. Iată însă o replică dată de omul despre care tocmai vorbeam, că nu s-a remarcat în acest match 2 al finalei mici, Ivan Jelenici. Kuburović acum 1-1 cu Ivanović, aruncare scurtă, Mladenović recuperează și lasă mingea lui Martinici. Presat Goran Martinici de 2 adversari, Jelenici din nou de 3 puncte. 2 consecutive pentru Ivan Jelenici. A noua reușită de la distanță a Mureșului. Ivanović a încercat să iasă la intercepție la Sparks, ratează americanul pe pătrundere și iată-l incredibil pe Lalović, care nu reușește să pună mingea în coș fără să fie jenat de nimeni în apropierea inelului. Mult mai dificil acest cârlig cu care Mladenović mărește avantajul Mureșului. 62-41. 8 puncte marcate de Târgu Mureș, fără replică din partea gazdelor. Încă o greșeală a lui Hargrove de această dată și tot americanul comite și fault pe pătrunderea lui Ivan Ivanović. Decarul oaspeților va beneficia de 2 aruncări libere. A doua greșeală pentru Hargrove. Au tras bine de afară, dar și de la linia aruncărilor de un punct elevii lui Seculovici.
10 din 11. Iată-l cu ambele libere pe Ivanović, care trece de 10 puncte marcate. Are și 4 recuperări, pivotul de 2-0-6, este 64-41. Hargrove pentru Mobitelco. Ezită Silva Șan și trimite până la urmă mingea în muchia panoului. La celălalt panou comite însă turnover-ul Darren Brown. Da, l-am văzut rar pe Brown luând o decizie atât de proastă ca acum. O pasă direct în out. De obicei este un basketbalist cu un IQ ridicat pe teren. Simte faza, ia decizii foarte bune. Acum însă a tratat superficial faza. N-au reușit să profite clujenii, dar rămân în pozițional. Silva Șan din nou de 3 puncte. Silva înscrie. Are o mână specială capitanului U. A doua reușită a serii pentru Mihai Silva Șan, care a înscris odată și din apropierea inelului. Mladenović nu găsește semicârligul de mâna dreaptă de data aceasta. Faultează la recuperare tot pivotul oaspeților. Nu este Ivanović cu faultul la Silva Șan. Și a patra. Da. Jucan trimis pe parchet în locul lui Ivan Ivanović. Nu sunt puține meciurile când Ivanović este în, cum spun americanii, fall trouble. În dificultate din cauza numărului mare de greșeli personale. Mi s-a părut fault asupra lui Silva Șan. Arbitrii însă au văzut intervenție corectă a apărătorului și acum fault evident făcut de Lalović asupra lui Martinić. Iată-l în prim plan pe Goran Martinić. Jelenić a primit de la Brown. Martinić iese prin blocaj. Agresiv Hargrove cu Jucan. Jelenić, Mladenović, Jucan, două fente, scoate mingea pentru Brown. Cum spuneam, știe extrem de mult basket Brown, parcă nu-l mai ajută fizicul așa cum probabil îl ajuta mai de mult. Iată acum ratând de puțin finalizarea, dar a apărut acolo perfect sub inel pentru a primi pasa la cu echipierul său. Brown poate ajunge și el în double digits, adică numărul punctelor marcate, scris din două cifre. Și sunt 11 puncte marcate contul lui Denham Brown. Din nou diferența de 22 de puncte, văzută și la începutul reprizei secunde. Clujul prin Silva Șan, Lalović, o fentă cu care l-a ridicat bine pe Mladenović la recuperare. Este faultul lui Jucan, s-a poziționat foarte bine Ciuici, a avut prin planul, iată reluarea. Dar nu este la fel de activ la recuperare ca Ivanović, Tudor Jucan. În penalizare, Târgu Mureșenii a acumulat 5 greșeli de echipă. Aceea Ciuici este la linia de aruncări libere. Marchează 2 din 2. Și este egalitate în acest sfert. 16 de fiecare parte. Martinić cade acolo. Pop Martinić aruncă pe sub inel. Mladenović nu poate nici el finaliza. Pop este conducător de joc la un Mobitelco în aceste momente.
Medved pe bancă, Lalovic pentru Pop. E lasă lui Cuici. Din nou Pop. Pleacă bine pe tușă, scoate la Lalovic, 3 secunde mai erau de atac, ratează Lalovic. Silva Șan, excelent la recuperare ofensivă. Din nou un efort și o determinare apreciate de suporterii clujeni. Combinația acum între Hargrove și Lalovic. A fost o încercare de dă și dute. Lalovic a vrut să ia acțiunea însă pe cont propriu. Este în continuare mingea Clujului, nu? Nu a trimis mingea în aut pivotul gazdelor, astfel încât va reveni în ofensivă BC Mureș cu o schemă de joc indicată de Ivan Jelenici. Vine la blocaj Mladenovic. Jelenici intră în spațiul de 3 secunde, scoate la Martinici. Scapă muntenegreanul de Pop, acum o pasă pentru Brown, superbă trecerea lui Dan Brown, închis însă foarte bine de Ciui și se termină fără aruncare această posesie a oascăților spre disperarea lui Srećko Sekulović. Excelentă fază de apărare reușită de gazde, apreciabil efortul fundașilor Pop și Ciuici. Nou Pop acum pentru gazde, Lalovic pentru Hargrove. Continuă Hargrove sub panou, iese Lalovic! Protejează excelent în fața lui Brown și își trece în cont 2 puncte. 66-48. Evident, 66 BC Mureș, 48 Umobiter cu clujenii. Conduși încă din debutul meciului. BC Mureș a pornit excepțional în acest meci 2 al seriei pentru cucerirea medalilor de bronz. Da, un prim sfert adjudecat de oaspeți cu 29-13. Apoi, în a doua perioadă de joc, a fost 21-17 pentru băieții lui Srećko Sekulović. Acum, în sfertul 3, deocamdată avansul este al Clujului. Un avans la limită, 18-17. Silvășan a fost nevoit să faulteze după pasa greșită a lui Pop, o pasă greșită care îl pusese pe contraatac. Pe Jucan. În fața primelor puncte, Tudor Jucan marchează basketbalistul care a evoluat mai multe sezoane pentru Gazmetan Mediaș. Ratează însă a doua liberă și din nou egalitate în acest sfert al treilea între Umobitel cu OBT Cluj-Napoca și BC Mureș și Târgu Mureș. Ciuici, ultimele secunde ale sfertului, obține faultul în duelul cu mai înaltul Sasha Mladenovic. Mai înalt, dar și mai lent. A fost fault. Știe să-și protejeze foarte bine aceste pătrunderi. Fundașul de 1,97 m. Doar 4 puncte pentru Ciuici în acest meci 2 al finalei mici. Încă o șansă pentru Mureș de a înscrie în sfertul al treilea. S-a descurcat bine Dan Brown. Alt jucător talentat și aruncare din ce poziție și cât de aproape a fost să înscrie. În cele din urmă se încheie sfertul 3 cu un mic avantaj pentru Umobitel cu 20-18. Primul sfert câștigat de echipa gazdă în această partidă. Clujenii mai au însă 18 puncte de recuperat și mai sunt doar 10 minute de joc. Un sfert al treilea în care Martinici și-a mai adăugat 6 puncte la zestrea sa din această seară. Are 20 în total, cu 6 pase decisive și 5 recuperări.
Denham Brown 11 puncte, iar Mladenovic se apropie din nou de double-double, așa cum a reușit și în primul joc, are 12 puncte și 8 recuperări. De partea cealaltă, Hargrove este principalul marcator cu 11 puncte la egalitate cu Josh Sparks. I-am văzut mai devreme pe câțiva dintre fanii veniți de la Târgu Mureș să încurajeze trupa lui Srećko Sekulović. Un sezon excelent în care a dus echipa până în finală. Srećko Sekulović a acceptat să rămână pe banca celor de la BC Mureș și iată-l aproape de încă o medalie, data aceasta de bronz. A început ultimul sfert cu Umo Bitelko Cluj având prima posesie. O minge pierdută de elevii lui Bobo Pintea, faultat pe contraatac Tudor Jucan. A fost pasa greșită a lui Hargrove. Destul de multe mingi pierdute, atacuri încheiate cu pierderea posesiei fără aruncare la coș pentru Cluje. 12 turnovers au cei din echipa gazdă. Brown închis bine, întoarce, ajunge mingea la Peciuca, să-i lasă lui Jucan și este coșul 3-sperului. Minge pusă acolo de la 2 metri de iner. Datează Ciuici, recuperează Mladenovic și este șansă de contraatac. Ce frumos, ce frumos a trecut Goran Martinic de Pop. Cu câtă liniște manevrează mingea Goran Martinic. Mai liniștit este însă când aruncă. O face cu extrem de multă naturalețe. Vaidotas Peciucas, revenit pe parchet la BC Mureș, preia atribuțiile de playmaker la această fază. Vine Mladenovic la blocaj. Jucan încearcă de la distanță. Sașa Mladenovic urmărește foarte bine. Este aplaudat de coechipierii și de antrenorul său. Da, a venit foarte bine pe urmărire ofensivă Mladenovic. Noua recuperare în contul său. Branko Ciuic acum, pătrunderea lui Ciuic, spectaculoasă, a spart bine acolo și a marcat. Am văzut-o și pe soția lui Ionuț Mocanu, fost jucător la Umo Bitelko, actualmente în staful acestei echipe. Mladenovic, ce minge pusă dintr-o parte în alta și este faultul lui Jucan asupra lui Baciu. Baciu n-a jucat deloc în sfertul al treilea, după o evoluție consistentă în a doua perioadă de joc. 6 puncte cu care pivotul echipei naționale a contribuit de pe banca de rezerve alături de 4 recuperări. A intrat și Sparks. Nu sunt dese momentele în care Sparks și Silvășan se află în același timp pe teren. Să-i vedem cum se vor descurca acum când se află pe parchet alături de Baciu, Hargrove și Pop. Pasă greșită a lui Jucan. Pop dă drumul la minge, Silvășan, Sparks, no Pop, aruncare de 3 puncte, ratată, a fost aproape. Dașul lui Ude, o reușită spectaculoasă. Par destul de resemnați în tribune suporterii clujeni la acest scor. Trece timpul repede, Tudor, mai sunt doar 7 minute. Pași. Uite aici, din nou, mi se confirmă impresia mea despre Brown. Știe mult basket, are tehnică,
dar nu-l mai ajută foarte mult corpul. Aici putea să se ducă pe o finalizare de sus fără nicio emoție. După acest meci al confruntării pentru medaliile de bronz, pe DigiSport urmează la sfârșitul săptămânii partidele 3 și 4 din finala mare. Iar astăzi, da, scuză-mă, Tudor, iar astăzi avem meciuri amicale din fotbal. Unele echipe se pregătesc pentru campionatul mondial. Ne pregătim și noi pentru... Era să zic că ne pregătim pentru Champions League, dar nu în caz să fiu rău de gest. Ne pregătim și noi pentru următoarele competiții, calificările europene sau mondiale. Olanda, Țara Galilor, de la 9:30 pe DigiSport 1. Pe DigiSport 2, după încheierea acestui meci, la 10, avem Ecuador-Anglia. O altă partidă interesantă. Dujenii nu renunță la luptă și marchează prin Baciu. Uită-l pe Baciu finalizând cu mult calm, o acțiune de sub panou. A intrat și Dragoste la Cluj. Mirel Dragoste, puș de 20 de ani, care a evoluat și în meciul de la Târgu Mureș. Peciucas înscrie liniștit, mi se pare, Seculović. Are și de ce. Este foarte, foarte greu să ștergi cu buretele 21 de puncte de pe tabelă. Atât este avansul pe care îl are în acest moment BC Mureș. Și iată-i pe fani pregătiți să sărbătorească câștigarea încă unei medalii, a doua consecutivă. Anul trecut, BC Mureș, Târgu Mureș a oferit tuturor iubitorilor de basket din țară o finală extrem de spectaculoasă cu ASE Sof Ploiești pierdută în 6 meciuri în cele din urmă. În acest sezon, BC Mureș nu are probleme în câștigarea bronzului după ce a pierdut în semifinale contra celor de la CSM Oradea. 12 coșuri de la distanță pentru băieții lui Srećko Seculović. Încă un faul pentru capitanul oaspeților, Tudor Jucan. Este la un pas de eliminare. Vă reamintim, Ivanović are de asemenea 4 faulturi și se află pe banca de rezerve a Mureșului. Iată-l aici pe Silvășan, care își folosește forța în apropierea inelului și ține faultul la Denham Brown de data aceasta. Brown nu are probleme la acest capitol, doar al doilea fault pentru jucătorul american. Marchează Silva. Vedem pe Milian Medved cu probleme la brațul drept. Probabil nu va mai juca în această partidă Medved. Ciucas, intervenție cu piciorul al lui Sparks. Peciuca îți va repune. Intrăm în cea de-a doua jumătate a ultimului sfert. Clujul nu reușește să se apropie de adversar Brown. Pasă atinsă de Hargrove. 4 secunde din această posesie a Mureșului. Să vedem dacă vor găsi calea către coș băieții lui Seculović. Aruncă repede Martinici din 90 de grade, un in and out.
Venise bine Jucan la urmărire, dar mingea a stat prea mult pe inel și Jucan a trecut până la urmă pe Stubia. Hargrove, Dragoste, primește Silva, excelent, vine pe Ciucas și culege această minge. Intercepție simplă, făcută cu capul mai mult de pe Ciucas, care a coborât așa cum scrie la carte. Marchează Jucan. Este un basketbalist care să abuzeze de aruncările de la distanță. Dar atunci când îl lași, înscrie. Iată-l pe Jucan intervenind bine la Silva. Baciu! Ce ratare! Ieșiți parcă din ritm, clujenii. Ce meciuri au făcut cu Ploieștiul. Ce semifinal am avut. Și ce diferență între meciurile acelea și acesta contra UBC Mureș. A vrut din nou să facă spectacol Hargrove, care a pasat foarte frumos la alley-oop în prima repriză pentru finalizările lui Sparks. Nu s-a sincronizat acum cu Baciu. Ivanović. Peciucas, spațiu imens pe pătrundere. Complet debusolată la această fază apărarea Clujului. Slam fără probleme pentru Sasha Mladenović. Se apropie și el de 20 de puncte marcate, la fel ca Martinić, are 16 acum. Este în double-double, a prins și 10 mingi la panou. După o fază modestă în defensivă, clujenii ratează și acest atac, airball al lui Hargrove. Oricum am auzit din tribune, pentru noi sunteți campioni, Clujul a reușit un sezon bun. A fost foarte aproape de calificarea în finală, calificare pe care mai mult ei au pierdut-o decât Ploieștiul a câștigat-o. În meciul 3 de la Cluj, acolo unde au gestionat prost finalul, sau poate au fost emoțiile prea mari. Intră și Pogăcean. Iată-l pe Baciu, dezamăgit de ratarea de mai devreme. Pogăcean și el un pușt de 20 de ani. Are 1,98 m, evoluează pe postul de extremă. L-am văzut acum în fața lui Denham Brown. Iată-l prinzând. Un rebound defensiv, așadar, în contul lui Bogdan Pogăcean. La celălalt panou faultează Ivanović, care părăsește astfel terenul cu 5 greșeli personale. A început foarte bine partida. Ivanović a contribuit la acel start excelent de partida al Mureșului. Încheie jocul cu 11 puncte, 4 recuperări și o pasă decisivă. Pentru prima dată pe teren astăzi, Dan Coltinișanu la BC Mureș. Sparks ratează. 14-6 pentru oaspeți în acest sfert 4. 14-7 după punctul marcat de Josh Sparks. Brown și Sparks în 1-1. Brown îl depășește ușor pe Josh și se duce pe finalizare deosebită. Hai să revedem faza. Are momente în care ne arată ce poate face Brown. A fost și acea încercare de slam și din prima repriză, tot așa o bătaie pe două picioare de departe.
Nu ezită să atace inelul acest jucător de 1,98 m. Basketbalist cu foarte mare experiență, o carte de vizită impresionantă. Dacă comparăm, mai ales dacă comparăm cu cea a jucătorilor care vin să joace în campionatul nostru. Încercare de finalizare a lui Bolos. Da, și Clujul termină ca și la Târgu Mureș cu toți cei trei puși de 20 de ani din lotul lui Bobo Pintea pe teren. A intrat și Lupu Savei, tocmai am pomenit mai devreme, și de Bolos. O schimbări și la Târgu Mureș, practic basketbaliștii care au evoluat mai puțin sunt pe parchet în ambele tabere acest final de meci. Josh Sparks, calități fizice remarcabile, jucător extrem de agil, o detentă impresionantă. Lupu Savei pentru Mureș. Oprește dribbling-ul, îi pasează lui Jucan din fața lui Sparks. Mingea nu atinge inelul. Să-l vedem acum pe Pop, care se duce repede pe contraatac. Păcat de această cursă, nu a ieșit finalizarea. Este acolo Sparks între trei adversari. Două rebounduri la această fază pentru american, care intră acum în spațiul de 3 secunde. Încearcă să combine cu Lazar. Jucătorul de 2,01 m obține faultul în duelul cu Jucan. Da, și este a cincea dacă s-a fărat la Jucan, într-adevăr. Al doilea basketbalist eliminat din echipa oaspete. Revine pe Ciucas pe parchet. A deplasat doar 11 jucători, a trecut pe foaie doar 11 jucători BC Mureș. I-am văzut și pe Cornel Lungu, președintele echipei, și pe postul internațional Bubu Roșnavski. Cei doi implicați ca de obicei și alături de echipă. De secunde rămase din această serie, pentru că este clar că BC Mureș termină învingătoare partida și este echipa care se va clasa la finalul sezonului pe poziția a treia. Va mai rămâne o singură necunoscută, dragi prieteni, la capătul acestui sezon spectaculos din basketul intern. Cine va triumfa? Care este cea mai bună echipă din România din acest sezon? CSM Oradea sau CSU Oasă Ploiești? Deocamdată șansele par egale. Este 1-1 în seria decisivă. Următoarele două meciuri la Oradea vor fi transmise în direct de postul nostru de televiziune undeva în jurul orei 8 seara, 8 și un sfert primul meci, 8 fără un sfert meciul 2, dar rămâneți alături de site-ul www.digisport.ro și de pagina de Facebook Basket la Digisport.